Viceprimarul comunei Padeș, Mihai Argintaru, vrea să clarifice în ședința din această seară nelămuririle unor consilieri care au cerut o situație financiară exactă a firmei. Argintaru speră că aleșii să facă treabă bună până când se întoarce primarul aflat în arest preventiv. În seara am avut o primă ședință de Consiliu Local Ordinară la ora 19 vineri seara, unde am avut pe ordinea de zi aducerea la cunoștința ordinului prefectului privind perioada în care eu asur interimatul. Asta înghiție și situația societății Padeș-Util, care funcționează pe lângă Consiliul Local Padeș. De seara vom avea o ședință extraordinară pentru că nu am reușit să dezbatem toate aceste probleme. Consilierii au dorit să fie informați cu lux de amănunt. Vă dați seama, nu e, au apărut anumite contradicții, anumite probleme, dar așa este normal într-un consiliu local, fiecare să aibă părerea lui și să o analizeze, să o ia pe cea mai bună. Consilierul local Viorel Nicolaescu speră să se rezolve problema legată de datorii, dar și de salariile rămase neachitate la angajați de câteva luni. Mai apar, dar sperăm să le rezolvăm și să societatea să meargă bine și muncitorii să-și primească salariile și drepturile cuvenite. Seara va fi o nouă ședință care se va clarifica exact ce facem în continuare cu această societate, pentru că acolo sunt probleme, v-am spus-o, de câteva luni de zile. Salariații de acolo nu și-au primit salariile și avem niște datorii în urma unui control de la finanțe. S-au stabilit niște datorii pe care trebuie plătite și, mă rog, alte... Care ar fi situația? De ce s-a ajuns în situația aceasta? Adică datorii foarte mari, oameni neplătiți la timp... Prea multe, așa, nu știm nici noi exact, că nu ni s-a prezentat în totalitate situațiile financiare. Sperăm ca de seară să fie prezentate, că de asta este discuția. Noi nu putem să luăm o măsură corectă și clară atâta timp când noi nu avem situațiile financiare în față să putem vorbi. Trebuie să fie tras răspundere și aici sunt problemele între noi, consilierii, să ajungem la un numitor comun. Viceprimarul Mihai Argintaru le-a cerut consilierilor să lucreze în folosul celor care i-au ales și să lase la o parte orgoliile politice.